Insomnia a devenit un loc în care, sigur, cum înainte se întâmpla cu Iris Pav, profesorii din mediul academic clujan, fie de la arte, fie de la UBB, își întâlneau studenții dacă le lipseau sau vreau să discute sau vreau discuții informale. Drept care aici pot să spun că au crescut și foarte mulți din profesorii actuali, din generațiile actuale de profesori, de ziariști, de oameni de cultură ai Clujului. Era un loc vizitat de foarte multă lume și dinspre întreg teritoriul național al României, dar și din străinătate. Și era o conjugare extraordinară și mai este o conjugare extraordinară între coexistența spațiului de acțiune culturală îmbinată cu acțiunea tipică de cafenea. Deci taclale, cafele, țigări până s-a putut, după care țigările s-au mutat, iată, pe balcoane și jos pe terasă. Drept care Insomnia a devenit ceea ce se cheamă un centru cultural, un centru cultural nu doar al boemei, ci chiar al stării de severă acțiune culturală. Și ne bucurăm că ea există, a trecut prin câteva transformări, dar transformări dinspre zona de design și de ambient, fiindcă cadrul pe care îl oferă Insomnia este și foarte interesant din punct de vedere al scenariului, ambientului, acele refaceri de grafică și de design ambiental care se întâmplă în fiecare vară. Așa că dacă ai lipsit un an, în anul următor întâlnești aceeași insomnie, dar sub alt chip, sub altă oglindire.